Vinovat sau nevinovat? Te rog, la mine două așa. Lucruri foarte scurt. În primul rând, cea mai mare problemă este dată de această fișă, unde li se cerea asistentelor să scrie un mililitru și 15 sau 20 de mililitri și ele să administreze un singur mililitru. Asta e problema, pentru că în cazul în care treceau și în fișă unul și dădeau unul, nimeni nu comenta nimic, cel puțin noi. De malpraxis, exact. Atunci. Își asumau acolo și nu aveam ce să spunem. Acolo e clar că acoperă acolo ceva. Unii vorbesc despre faptul că s-ar vinde pe Piața Neagră, alții că, mă rog, nu contează. Să investigheze cei care în momentul de față audiază și își fac datoria. Corect. Un alt lucru pe care aș vrea să îl punctez acum este cu privire la faptul că foarte mulți care urmăresc emisiunile, în special aici, și mă văd pe mine și pe colegii mei de la PUSL având puncte de vedere pertinente pe această chestiune, ne scriu în privat, ne scriu pe pagina de Facebook a partidului, mă trezesc și eu cu o mulțime de mesaje în care ni se cere să vorbim despre faptul că și în alte spitale există astfel de probleme. De exemplu, se trezesc cu obligația de a fi de acord urgență li se intubeze părintele sau aparținătorul pe care l-au dus acolo. Și li s-a spus, îl intubăm, dar nu are prea mari șanse. Au luat pacientul de acolo, l-au dus la alt spital și l-au salvat. Deci ne roagă să vorbim despre lucrurile astea pentru că se întâmplă și în alte spitale. Vreau să vă arăt noi stenograme, doamnelor și domnilor, din acest referat. Domnule Bodog, este...